Să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea Iov, ultimul capitol, 42, de unde să citim, dragii mei, primele 6 versete. Iov 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Amin. Să ne așezăm. Iov este, iubiții mei, frați și surori, dragi ascultători, un monument de suferință. Între personajele Scripturii, el se evidențiază printr-o suferință aproape supraomenească, de neimaginat, dacă stăm puțin să ne gândim. Iar cartea lui este o conversație, o dezbatere asupra acestei suferințe. Cartea Iov, pe care nu mă îndoiesc că mulți dintre dumneavoastră o îndrăgiți și în marile noastre suferințe ne identificăm cu ea, se compune din trei părți inegale. Prima parte o putem numi prolog și cuprinde primele două capitole în care aflăm în rezumat despre drama lui Iov, despre trăirile lui cele mai intense. Și cumva prologul ne asigură teza întregii acțiuni. Apoi urmează a doua parte, care este mult mai lungă, începe de la capitolul 3 cu versetul 1 și ține până la capitolul 42 cu versetul 6, ultimele versete noi le-am citit în deschidere. Dacă prima parte se numește prolog, a doua parte se numește dialog. Dialog este dialogos, înseamnă să punem cuvintele împreună, să nu le rostească doar unul, că ar fi un monolog, ci să le punem împreună și fiecare să rostească cuvintele, dar nu toate deodată, ci fiecare să rostească vreo câteva dintre cuvinte. Ceea ce fac eu acum nu este dialog, ci este monolog, adică le rostesc eu pe toate. Dialogul e mult mai solicitant, pentru că nu știi cine ce spune, când spune și cât spune. Monologul e mult mai comod, de aceea l-am ales. În acest dialog, care cuprinde aproape toată cartea Iov, sunt mai mulți preopinenți, sunt mai mulți vorbitori, îi avem bună oară pe cei trei prieteni ai lui Iov, care vorbesc în trei runde, câte trei discursuri fiecare, de trei ori, cu mențiunea că în a treia rundă, cel mai tânăr, Țofar, îl chema, nu mai are niciun discurs. El se dovedește a fi mai inteligent decât ceilalți, care decât să vorbească prostii, mai bine nu vorbește. După ce ei vorbesc, ca să vedeți cât dialog este acolo, după fiecare luare de cuvânt, nu vom intra în detalii, Iov răspunde fiecăruia. Cel mai solicitat din punct de vedere emoțional, mental și cognitiv este Iov. Pentru că el fiecăruia îi răspunde. Fiecăruia. După ce încheie aceștia, intervine undeva în capitolul 32 o surpriză, am putea să zicem, narrativă, un personaj care nu apare în listă, nici în prolog, nici în epilogul cărții. Iar acest personaj, pe care unii l-au confundat cu un înger, se numește, era și cel mai tânăr, de aceea a vorbit la urmă, se numește
Elihu și este singurul nume evreiesc din carte. Singur. Elihu vorbește câteva capitole, are vreo 4 discursuri, după cum le împart exegeții, și Elihu are un alt fel de discurs. El vine cu o altă perspectivă și nu greșim a spune că numai Dumnezeu vorbește mai bine ca Elihu în cartea Iov. Numai Dumnezeu. Elihu este, din punct de vedere narrativ și teologic, ba chiar teozofic, dacă vreți să ne jucăm cu termeni un pic mai pretențioși, Elihu este cel mai la înălțime. El care nu e trecut în listă, el care apare ca un înger și apoi dispare. El aduce o perspectivă cu totul diferită decât prietenii lui Iov, care prietenii lui, într-un mod aproape redundant și plictisitor, toți merg pe aceeași teologie. Știți cum se numește acea teologie? Teologia retributivă. Toți sfârșesc prin a spune cu cuvinte diferite că există o cauză și dacă există, trebuie să fie un efect. Și dacă este un efect, trebuie să fie o cauză. Discursul lor se învârte aproape obositor în jurul acestei idei. Iov, tu ești un om deosebit, ești mai bun decât noi. Dar nu te-a pedepsit Dumnezeu degeaba. Tu sigur ai făcut ceva de care nu ți-aduci? Ajutați-mă. Aminte. Și poate nu-ți vei aduce aminte. Iar dacă tu n-ai făcut, au făcut părinții tăi, iar dacă n-au făcut, ei au făcut cine? Bunicii. Și poți să nu te mai oprești. Ceva ce nu se poate dovedi. Pentru că ei văd în încercarea lui Iov o pedeapsă, ceea ce se numește reducționism teologic. Înseamnă că n-ai înțeles mare lucru. Înseamnă că ești încă la început. Dacă cumva încă mai crezi că toate relele care ți se întâmplă sau mi se întâmplă sunt pedepse. Nu, nu toate sunt pedepse. Unele sunt rele gratuite. Se întâmplă din cauza vieții sau cel mult, îmi place termenul, e mult mai confortabil și mai adevărat, e o încercare la care pune Dumnezeu pe fiii oamenilor. Teologia aceasta retributivă a prietenilor lui Iov este teologia dominantă a fiecărei generații. Și noi înșine o purtăm în suflet, în minte și pe buze. Dar să nu mă leg de dumneavoastră, eu însumi sunt uneori ca prietenul lui Iov, prietenii lui Iov. Și deși uneori nu rostesc cu cuvinte, în gândul meu mă gândesc că dacă cineva pățește rău, a făcut totuși ceva. Nu fac anchetă, nu judec cu voce tare, dar prietenii lui Iov sunt în mine. Am o gândire retributivă pentru că este foarte la îndemână și tot ce e la îndemână e discutabil. Elihu, ca să nu mai lungim, Elihu vine cu o altă perspectivă și el nu merge pe principiul cauză-efect, că în viața spirituală cele mai adânci, mai dureroase sau mai sublime dintre lucruri nu merg pe principiul cauză-efect. Elihu vede lucrurile din perspectiva dreptății lui Dumnezeu și Elihu e supărat pe de o parte pe prietenii lui Iov care au fost atât de redundanți, pe de altă parte e supărat pe Iov însuși că s-a încrâncenat prea tare, s-a luat prea în serios și în apărările lui Iov a spus lucruri pe care probabil le va regreta mai târziu. A spus prea mult, prea aprig, prea înverșunat, chiar dacă avea, spuneți cuvântul care ne place, dreptate. Chiar dacă avea dreptate. Într-un anumit fel, discursul lui Elihu în economia întregii cărți, să știți că pregătește, din punct de vedere ideatic, intervenția finală a lui Dumnezeu, cuvântarea lui Dumnezeu. Apoi, după dialog, în sfârșit a treia parte, este epilog. Adică suntem la capitolul 42, cu începere de la versetul 7 până la versetul 17. Adică partea finală, efectiv finală a cărții. Este epilog, este un happy end, așa după cum știți. Mă întorc încă o dată, ultima dată, și apoi în sfârșit mergem la tema acestei dimineți. Să vă fac o caracterizare succintă a celor trei prieteni ai lui Iov. O caracterizare succintă. O să vedeți că îi găsiți pe aceștia în preajma dumneavoastră, nu neapărat acum la biserică, dar în viață mă refer. Elifaz poate să fie numit indecisul.
La începutul discursurilor sale este blând, chiar empatic, iar apoi devine acuzator. Pentru că cel mai simplu este să acuzi. Asta e cel mai simplu și la îndemână. Și mai ales să ai pe cine. De obicei avem pe cine. El este indecisul. Nu te poți baza pe el. Azi te laudă, mâine ce face cu tine? Te critică. Așa că te ține mereu în priză. Într-un fel îți face bine. Ajungi la concluzia că nu știi dacă ești bun sau rău. Ești și bun și rău, ceea ce e cam adevărat. Al doilea, Bildad, este supranumit de specialiști intransigentul. Bildad este cel mai cu dreptatea, cel mai cu adevărul. La Bildad nu există să-ți dea cu virgulă. Înțelegeți? Bildad rezolvă problema la matematică, curat, frumos, fără ștersături și, cum spuneți la școală, purceluși, nu? Fără purceluși. Ăsta este intransigentul. Înaintea lui Bildad nimeni nu stă în picioare. El are un discurs remarcabil, are niște silogisme imbatabile. Nu poți să stai în picioare înaintea lui. Dacă v-am stârnit curiozitatea, recitiți, vă rog, cuvântările lui Bildad. Al treilea, Tsofar, aproape că acesta e în situația cea mai jenantă, îl putem numi insensibilul. Ăsta așa vorbește de parcă nu-i prietenul lui de față, adică parcă nu-i vorba de un om și suferința lui contextuală. Ăsta vorbește aproape ca Dumnezeu, adică el parcă nu-i de pe pământ. Bine, și noi când cântăm cântarea aceea, eu nu sunt de pe pământ, tot cam acolo urcăm. Dar de unde suntem? Dar de unde suntem? Țofară ăsta nu-i de pe pământ. Asta deja e din cerurile cele înalte. El le pricepe pe toate care noi nu le pricepem și ne dă nouă lumină la toți și noi mergem să luăm lumină cu candela. Elifaz, indecisul, Bildad, intransigentul și Tsofar, insensibilul, sunt prietenii noștri, dragii mei, de-a lungul vieții. Sunt oamenii cu care noi ne intersectăm și acum țineți-vă bine, suntem noi înșine. Adesea în raport cu ceilalți. Ei bine, după toate acestea și după atâta dialog și frământare, după atâta agonie și cuvinte grele, adânci, pe care le rostește Iov, vă recomand să nu ignorați răspunsurile lui Iov, ajungem în cele din urmă la capitolul 42, când Iov capitulează înaintea lui Dumnezeu. Ce avem în aceste 6 versete? În primul rând avem o mărturisire a puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu, versetul 2. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. O mărturisire, o afirmare a puterii și înțelepciunii lui Dumnezeu. Apoi avem o asumare a cunoștințelor limitate. Da, am vorbit despre lucruri fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ați văzut ce își reproșează Iov? Nu că a umblat cu femeia altuia, că n-a umblat. Nu că a băgat mâna în buzunarul cuiva, pentru că n-a băgat. Iov era un om moral. Era un om fără prihană. Își reproșează aici, în mod indirect, am vorbit despre lucruri pe care nu le înțeleg. Greșeala lui este în vorbire, este în demagogie. Greșeala lui este în cuvinte prea mari, prea multe, prea despre subiecte pe care nu le-am înțeles. E o subtilitate aici. Apoi avem o invitație la dialog divin. Ascultă-mă, zice Domnul, și voi vorbi, te voi întreba, paradoxal, Domnul zice, te voi întreba și tu, omul, tu, Iov, ce vei face? Mă vei învăța. Și dacă citiți acel staccato de întrebări a lui Dumnezeu din discurs, veți vedea câte întrebări încuietoare îi pune Dumnezeu lui Iov. Îl întreabă, bună oară, știți, nu? Îi face cu el un tur al creației și îl întreabă, când ne-am făcut eu toate acestea, unde erai tu? Și vezi, îmi pare rău, Iov, că m-am grăbit să le fac fără tine. Trebuia întâi să te fac pe tine și apoi tu să fii aici arhitectul. Dar vezi, am luat-o înainte, pentru că așa e Dumnezeu, mereu o ia înaintea omului. Ce bine! Ce bine! Știți că îi prezintă Dumnezeu în turul creației doi monștri. Monstru marin și monstru
terestru. Și zice, ăștia doi ce zici de ei? Și Iov se înfioară și zice, nu mai vreau filmul ăsta. Zice, e prea mult pentru mine. Unii cu scenarii apocaliptice pe internet am văzut că și acum mai caută monștrii aceia. Și îi găsesc ba la răsărit, ba la apus. Nu te mai poți plictisi. În fine, următoarea idee este o recunoaștere, o recunoaștere a apariției lui Iahve. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine, un fel de revelație generală, dar acum, zice el, ochiul meu ce-a făcut? Te-a văzut. Și aici nu este ochiul trupului, pe care îl amplificăm cu ochelari, operații și alte lentile, ci este ochiul care? Al sufletului, care trebuie limpezit. Și la Iov s-a limpezit și în sfârșit l-a văzut pe Domnul. Și în cele din urmă, al cincilea element și subiectul nostru în sfârșit, versetul 6, cel mai surprinzător, zice Iov, mi-e scârbă de mine. Și ce fac? Mă pocăiesc. Câteva cuvinte despre pocăința lui Iov. O pocăință suspectă. O pocăință paradoxală, pentru că vă aduc aminte, potrivit prologului, zice că Dumnezeu se lăuda cu cine? Cu Iov. Iov nu putea fi păcătos, în sensul păcat de comitere, vreau să zic. Dumnezeu se laudă cu Iov, într-un fel, mai mult sau mai puțin voalat, prietenii lui Iov îi recunosc lui Iov neprihănirea, caracterul principial, comportamentul, îl recunosc ca o perlă, nu? De curăție și de noblețe. Elihu de asemenea recunoaște lucrul acesta și Dumnezeu în mod indirect îi recunoaște neprihănirea lui Iov pentru că nu-l condamnă pentru lucruri imorale. El nu se face vinovat de imoralitate. De-a lungul întregii cărți avem așadar mai mulți martori care depun cumva mărturia aceasta despre neprihănirea lui Iov. Și dacă nu era de ajuns, citiți discursurile lui și veți vedea că el adesea invocă propria lui neprihănire și spune, nu mi-aș fi oprit ochii asupra unei fecioare, spune, nu ar fi fost unul sărac lângă mine și eu să nu-i dau. N-a fost om necăjit pe care să nu-l ajut. N-a fost lucru care trebuia făcut și eu să nu-l fi făcut. Ni se pare după toată cartea, până ajungem la versetul 6 din capitolul 42, că Iov este tocmai personajul care nu are nevoie de, care e subiectul dimineții? De pocăință. Faptul că Iov se pocăiește înseamnă că, iubiții mei, pocăința e mai mult decât moralitate. Înseamnă că pocăința e mai mult decât despătimire. Ea începe cu despătimirea. Ea începe cu o pledoarie pentru sfințenie, fără îndoială. Ea începe cu lucruri concrete și cu o nouă rânduială a vieții. Dar, iată teza acestei dimineți. Pocăința e mai mult decât moralitate. Mai mult decât cumințenie. E mai mult. Dacă Iov în acea întâlnire teofanică cu Dumnezeu spune, mă pocăiesc, înseamnă că a te pocăi e un permanent urcuș și a te pocăi în ultima consecință este după ce te-ai făcut moral, după ce vii la biserică, după ce slujești frumos, după ce ai familie frumoasă, după ce totul e în regulă, comportament ireproșabil, după ce toate le-ai bifat și trebuie să le bifăm, tu de fapt cazi înaintea lui Dumnezeu teofanic. Și zici, mi-e scârbă de mine. De mine cel care le-am făcut pe toate. Cele bune. Cel care sunt un om între oameni. Un creștin între creștini. Mi-e scârbă de mine. De ce s-a pocăit Iov? De ce s-a pocăit? Dacă era curat. Dacă era sfânt. Dacă era neprihănit. Dacă era omul cu care se lăuda cine? Dumnezeu. Vă aduc aminte că dacă ar fi să aruncăm o privire în epilog, acolo puteți să vedeți că Dumnezeu îi zice lui Iov, adu niște jertfe și fă niște rugăciuni, dar nu pentru tine, pentru că tu ești bine, tu ești curat. Fă rugăciuni și adu jertfe pentru cine?
pentru prietenii tăi care n-au vorbit așa de drept despre mine. Cei care ies șifonați în cartea Iov, nu este Iov, Elihu, nici atât, ci sunt prietenii lui Iov. Până și epilogul ne arată că Elihu, că Iov n-ar avea nevoie de pocăință. Există trei căderi subtile ale lui Iov pe care aș vrea să le remarcăm. În primul rând, indignarea prea îndrăzneață. Da, ați auzit bine, indignarea prea, cum am zis, prea îndrăzneață. Iov își permite cam mult. Sigur că toți ne indignăm în fața unui necaz pe care îl considerăm nedrept, iar al lui Iov chiar a fost nedrept, pentru că n-a mers pe cauză și ce? Și efect. Sigur că toți ne șocăm și sigur că un necaz mare, mai ales pe care nu putem să-l gestionăm, nu știm care va fi până la urmă soluția sau rezoluția, sigur că un necaz mare ne produce o ofensă adâncă, profundă, la nivelul ființei, a gândirii și ne punem acea întrebare ucigătoare, nu? De suflet și de nădejde. De ce? De ce acum? De ce? Mie. Ce n-am făcut? Unde am greșit? Sigur că ne indignăm, iar Iov avea tot dreptul să se indigneze, pentru că principiul cauză-efect invocat de prietenii lui, până la epuizare, nu funcționa. Mai dimpotrivă, l-a înrăit și l-a făcut să se indigneze. Și indignarea lui este prea îndrăzneață. Deși, da, era un om moral, da, aceasta totuși nu trebuia să devină cumva un merit în mintea lui, în dreptul lui. Cumva, iată prima cădere a lui Iov. Se indignează prea îndrăzneț, are prea mult curaj. Nu înaintea prietenilor, nu înaintea lui Elihu, ci înaintea cui? Înaintea lui Dumnezeu. Sunt și alte personaje mai puțin dramatice din Scriptură, care în momente delicate se indignează înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ascultă cumva indignarea fără să-i pedepsească. Nici Iov nu este pedepsit pentru asta. Iov își reproșează sieși că s-a indignat prea mult, că s-a luat prea în serios, că a vorbit cumva în mod nesăbuit la adresa vieții, la adresa lui și mai ales la adresa cui? A lui Dumnezeu. În marile noastre încercări, poate ăsta ar fi primul gând al dimineții, să ne rugăm de pe acum lui Dumnezeu să ne ajute să ne stăpânim mintea și cuvintele. Să nu ne indignăm peste măsură, pentru că indignarea noastră prea îndrăzneață este un afront la adresa cui? A lui Dumnezeu. Pentru că oricâtă dreptate am avea într-o mare încercare, nu avem voie să ne comportăm oricum înaintea lui Dumnezeu. El trebuie comportamentul acela controlat. Sfinții din istoria creștinismului, sfinții ne surprind prin caracterul lor supus, da? Prin caracterul lor umil, smerit înaintea lui Dumnezeu, în fața celor mai neînțelese evenimente din viața lor. A doua cădere a lui Iov a fost justificarea prea apăsată. Justificarea prea, cum am zis, apăsată. Adică a apăsat un pic prea tare pe pedală. Și când a început a vorbi, să vă uitați prin discursurile lui, să vedeți că cum se ambalează el, ăsta e cuvântul, se ambalează. Când începe a vorbi despre neprihănirea lui de altfel reală, despre moralitatea lui de altfel impecabilă, când începe a vorbi, nu se mai poate opri. Și din etalarea anumitor calități reale, sfârșește prin a se justifica pe sine într-un mod apăsat, într-un mod destul de violent, se justifică pe sine. Deși Iov știa, cum tot creștinul de astăzi știe, că noi înaintea lui Dumnezeu, oricât am face, orice am face și am fi, nu avem niciun merit. Și totuși, din cauza suferințelor provocați de alții, putem să ajungem la justificări jenante, prea apăsate. Un personaj din Noul Testament care a fost aproape de o asemenea alunecare, în raport cu o biserică, tot din Noul Testament, este Apostolul Pavel. Citiți, vă rog, corespondența lui cu biserica din Corint, biserica cu cele mai multe probleme, probabil, nu? Pastorale și morale.
Și veți vedea cum Apostolul Pavel vorbește acolo, cum nu vorbește nicăieri, și este la un pas de o justificare prea apăsată. Și se justifică pe sine, își revendică legitimitatea apostoliei sale și în fața acestora din Corint, Pavel este nevoit să spună lucruri atât de grozave încât câteodată zice: vă vorbesc nu ca un om cu minte, care are minte, care judecă, ci vă vorbesc ca un om de care? Nebun, ieșit din minți. Și în Galateni mai apar asemenea accente. Că biserica din Galatia și din Corint pur și simplu a pus pe jar inima apostolului. Și Pavel spune lucruri pe care nu le mai spune în altă parte. Zice că dacă mi-am ieșit din minți, pentru cine mi-am ieșit? Pentru voi. Dacă vorbesc ca un nebun, pentru voi, cumva gândiți-vă în ce stare m-ați adus. Justificarea prea apăsată a lui Iov este o cădere subtilă a celui neprihănit în momentele de mare încercare. Mai adăugați-vă, rog, o a treia cădere, care derivă cumva din primele două, pe care o putem numi infatuarea prea subtilă. Infatuarea prea subtilă. Iov, sigur, nu afirmă într-un mod grobian că este cel mai sfânt de pe pământ și că doar el este omul lui Dumnezeu. Iov nu afirmă despre sine ceea ce Dumnezeu afirmă despre Iov, ceea ce e foarte elegant, foarte corect. Doar că, citindu-i discursurile, Iov alunecă într-o infatuare din aceea duhovnicească, din aceea camuflată, îmbrăcată în costum de catifia. Adică Iov totuși transmite ideea: voi toți care mă judecați din jurul meu sunteți de altfel mult mai greșiți și mai plini de slăbiciuni și mai cu probleme decât sunt eu, cel care mă aflu într-o suferință completă, crâncenă. Și cumva există o infatuare generată de suferință. Toate acestea au această clauză pe care noi o acordăm lui Iov pentru că se afla într-o suferință teribilă prin care noi probabil nu am trecut și probabil nu vom trece. Acestea fiind spuse, haideți acum să răspundem la întrebarea: ce a însemnat pocăința lui Iov, dacă am văzut căderile lui? În primul rând, pocăința lui înseamnă recunoaștere. Iov spune prin aceste cuvinte: mă recunosc așa cum sunt, cum zice un cântec atât de frumos, așa cum sunt, la tine vin. Pocăința înseamnă recunoaștere. Doamne, acesta sunt eu și deși am zis că sunt bun, aproape perfect, deși am evocat o grămadă de merite pe care de altfel le am, le pot dovedi, sunt martor pentru asta, deși am făcut acestea, eu mă recunosc așa cum sunt, în condiția mea căzută, mereu tentat să-mi iau apărarea și să vorbesc necuvincios despre tine, despre mine, despre oameni. Eu mă recunosc, adică noi trebuie să ne pocăim mereu și să ne reconsiderăm pe noi înșine, pentru că asta e pocăința, o reconsiderare permanentă, chiar după ce suntem buni, chiar după botez, chiar după ce venim la biserică, o reconsiderare permanentă. Întâlnirea dintre om și Dumnezeu îl ajută pe om să vadă cine este Dumnezeu și apoi, în mod automat, să vadă cine este El, cine este omul. Să ne ajute Dumnezeu ca precum Iov, fără suferința lui, dacă am putea, să ne reconsiderăm atitudinea față de Dumnezeu și să ne smerim mai mult, să ne smerim mai substanțial în relația cu Dumnezeu. De asemenea, pocăința înseamnă asumare. Iov vrea să spună prin aceste cuvinte: mă smeresc cu adevărat și asum suferința, asum încercarea, oricare ar fi finalul ei, asum încercarea, asum evenimentele din viața mea, nu mă mai răzvrătesc împotriva ta. Nu voi mai purta niciodată acel dialog cu tine pe care tocmai l-am purtat și de care mă rușinez, care aș vrea să-l șterg din istoricul meu. Acum îmi asum condiția și împrejurările. Nu e așa că partea aceasta e cea mai grea în marile noastre încercări? Să asumi. Să te înveți să trăiești cu ceea ce nu poți să schimbi. Spunea cineva, nu mai rețin exact cine și nu vreau să greșesc, referitor la boală,
un scriitor de prin Evul Mediu, în legătură cu boala, el spunea ceva care eu am luat-o ca o lecție de viață. Zice, când vine boala, fizică se referea el, nu te du repede înaintea lui Dumnezeu să-i spui, Doamne, vindecă-mă. Asta e ceva copilăresc. Vă rog, ascultați până la capăt. Nu e blasfemie. Nu te grăbi repede înaintea lui Dumnezeu, vindecă-mă, ia-mi boala. Pentru că dacă faci asta, te comporți ca un copil care n-ai înțeles nimic din relația ta cu Dumnezeu. Nu din boală, din relația ta cu Dumnezeu. Nu. Când boala vine, du-te înaintea lui Dumnezeu și zi, Doamne, te rog, ce vrei să mă înveți pe mine prin boala aceasta, învață-mă de grab. Și după ce am învățat, ia te rog boala și vindecă-mă. Mi se pare altceva, nu? Mi se pare alt nivel. Doamne, boala asta n-a venit asupra mea fără îngăduință? Da. Puneți în loc de boală și alte necazuri, pentru că sunt necazuri chiar mai grele decât boală fizică. Puneți în loc de boală exact ceea ce vă preocupă sau vi s-a întâmplat cândva. E mare lucru când vine necazul peste tine, peste mine, să spui, Doamne, în toată situația aceasta te rog, ajută-mă să văd, să învăț. Fă-ți lucrarea ta cu mine. Dar fă-o de grab, atâta te rog, de grab. Să nu dureze, cum? Mult. Să nu fie peste puteri. Peste puteri. Și când ți-ai făcut lucrarea, când tu consideri că am trecut examenul, da? Când am luat examenul, te rog, ridică boala, ridică necazul, te rog, adu izbăvire, fă o minune pentru mine. Ce rar ne rugăm așa. Ce rar. Uneori așa ne rugăm pentru izbăvirile noastre, de ca și cum e un joc între noi și Dumnezeu. Așa ne rugăm, dragii mei, fără să asumăm nimic, aproape nimic, fără să interiorizăm aproape nimic, fără să ne punem problema un pic mai adânc, nu? În necaz. Ar trebui să ne facem toți mai înțelepți. Așa ne comportăm de parcă e o tranzacție, de parcă Dumnezeu aproape e obligat să intervină, de parcă bagi fisa, știi? Și trebuie să iasă, mă rog, să iasă ceva din aparat. Ceva nesănătos oricum. Deci nu băga fisa acum. Așa cumva îl tratăm pe Dumnezeu. Tare greu asumăm. Tare greu privim lucrurile în ansamblu. Mai adaug ceva, dragii mei, și apoi mergem la ultimul detaliu. Și apoi vom cânta din nou. Auzi, cântăm după Iov. Păi cântăm să plecăm totuși voioși din biserică. Orice ni se întâmplă dramatic, greu, la început este eveniment. Da, eveniment. E un eveniment, sigur, nedorit, dar e un eveniment. După o vreme, normal ar fi ca acel eveniment, cu totul neplăcut, solicitant și aducător de suferință, normal ar fi ca acel eveniment să devină un fenomen după aceea. Adică să nu ne mai gândim atât de mult la eveniment și la de ce și la așa, asta are o perioadă. Apoi ar trebui să-l abordăm ca un fenomen și să ne gândim mai în larg și să punem acel eveniment în contextul întregii vieți, a întregii familii, a întregii biserici, a întregii creștinătăți, confesiuni, etc. Ar trebui să devină cumva un fenomen, adică să ne preocupe mai în larg, mai cu mai multe date, un pic să luăm distanță față de evenimentul care a venit peste noi. Iubiții mei, când ajungem să-l vedem ca un fenomen, ca o preocupare deja teoretică, ușor detașată, da? de partea aceea acută, atunci mai multe înțelegem. Atunci cumva ajungem în faza pe care o menționam, învățăm încet, încet ce vrea Domnul de la noi și ce vrea Domnul să schimbe în noi și unde vrea Domnul să ne ducă pe noi în mijlocul unui eveniment. În al treilea rând, pocăința pentru Iov înseamnă corectare.
Iov se corectează pentru tot restul vieții și după cum citiți în epilog, Iov va mai trăi încă mulți zeci de ani, dar va fi un alt Iov care a trecut printr-un fel de convertire, iar această corectare poate să stea sub cuvintele mă cumințesc în toate atitudinile mele și să mă iertați că am pus cuvântul acesta, dar n-am găsit altul mai frumos și mai corect. Mă cumințesc. Oricât de jovial vi se pare și simplist, în final Iov spune, Doamne, după toate prin câte am trecut și am auzit și am vorbit, mă fac băiat de care? Cu minte. Mă smeresc în tăcere înaintea ta și te las pe tine să vorbești. Îmi asum toate ale mele, chiar dacă nu au logică, nu merge după cauză și ce? Efect. Mi le asum. Doamne, bun am fost până acum. De acum vreau să am mai multă noblețe, mai multă stabilitate. De acum vreau să vorbesc și tot ce vorbesc până la sfârșitul vieții să fie spre zidire, să nu fie spre dărâmare, spre indignarea celorlalți. De acum vreau să cultiv relațiile cât atârnă de mine și nu să le distrug. De acum, Doamne, vreau să mă uit mai puțin la oameni pe care de altfel voi continua să-i respect, cu care voi continua să am relații, pe care voi continua să-i ajut cât pot, dar vreau să mă uit mai puțin la ei sau, dincolo de ei, să mă uit mereu la cine? La Tine. De acum, Doamne, și până la sfârșitul vieții, vreau să mă pocăiesc. Pocăința aceea înaltă, pocăința aceea înțeleaptă, pocăința aceea complexă, pocăința aceea care are legătură nu numai cu păcatele, ci și cu evenimentele vieții. Pocăința care are legătură cu majoritatea prietenilor și a oamenilor cu care eu mă intersectez și cumva vreau să iau seama mai puțin la cele ale oamenilor și mai mult vreau să aud, să discern glasul Tău, gândul Tău, ceea ce Tu vrei, Doamne, de la mine. Iar cu această pocăință, dragii mei, toți trebuie să ne pocăim. Este deprisos să punem întrebarea dacă trebuie să ne pocăim o dată sau de mai multe ori. Nu trebuie să ne pocăim o dată nici de mai multe ori. Trebuie să ne pocăim cum? Tot timpul. Să ne smerim tot timpul. Și în momentele noastre astrale, care sunt numai câteva într-o viață, când simțim prezența lui Dumnezeu într-un mod unic, inedit, de câteva ori se întâmplă în viață, nu se întâmplă în fiecare zi, nici în fiecare duminică, în momentele noastre astrale să avem luciditatea lui Iov și să zicem, Doamne, mă pocăiesc, mă smeresc mai mult, te proclam pe tine mai mult Domnul meu. Și ajungem, cum cineva spunea, așa să ajungi în relația cu Dumnezeu, de să simți că numai tu și Dumnezeu sunteți pe lume. Numai tu și Dumnezeu. Numai tu și El. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.